și a condus țara într-un mod care i-a atras deopotrivă critici și admirație. Timp de 14 ani, Hugo Chavez a fost prietenul dictatorilor din întreaga lume și o mare durere de cap pentru Statele Unite. Poporul l-a iubit doar pentru carismă și numeroasele proiecte sociale. Și a fost socialist până la ultima picătură de petrol din subsolul țării sale. Hugo Chavez a murit, dar a ajuns icoană. Milioane de oameni au venit să-l deplângă pe El Comandante. Acum, el a intrat în rândul șefilor de stat care, după moarte, au fost transformați în idoli, îmbălsămați și expuși pentru public. Iar Venezuela este acum la răscruce de drumuri. Experții spun că chavismul va funcționa lesne și fără Chavez, însă are nevoie de o altă figură centrală, la fel de carismatică. Dezbatem subiectul în ediția de astăzi. Doamnelor, domnilor, bun găsit la Newsweek! Nu-mi pasă de cum să mă prez, dar prima dată sunt într-o astfel de situație. Unde mă aflu? Ești la mine. Cum te cheamă? Victor. Venezuela și-a luat rămas bun de la El Comandante. Elena. Președintele Hugo Chavez s-a stins din viață după ce a pierdut lupta cu boala. Poporul va mai avea însă ocazia să-l vadă pentru că locul meci al liderului de la Caracas ce s-a întâmplat? Mai e un cimitir. Trupul nensuflețit al acestuia va fi vineri, la ceremonia de adio, aproape 2 milioane de oameni îndoleați au așteptat ore întregi ca să poată să-și ia adio de la cel care le-a fost lider timp de 14 ani. Ceremonia de adio de la Caracas au participat peste 30 de șefi de stat, printre care liderul cubanez Raul Castro, președintele Belarusului Alexandru Lukashenko, dar și liderul de la Teheran Mahmoud Ahmadinejad, care nu s-a putut abține și chiar a sărutat sfârșitul. Rusia a fost reprezentată de ministrul de externe Sergei Lavrov. A fost citit și un mesaj din partea președintelui sirian Bashar al-Assad. Belarus, Cuba și Ecuador au decretat câte 3 zile de doliu, iar Iranul una. Moscova și-a exprimat regretul față de moartea liderului de la Caracas, subliniind că acesta a fost un prieten apropiat al Rusiei. De cealaltă parte, președintele american Barack Obama a menționat că începe un nou capitol în istoria Venezuelei. Nu s-a sfiit să-și arată antipatia față de americani, iar popularitatea a câștigat-o prin o mulțime de proiecte sociale finanțate din veniturile provenite din exportul de petrol. Hugo Chavez a fost o figură controversată care a reușit să schimbe la față politica în America Latina. De-a lungul anilor a reușit să fie și amant și revoluționar, iar ieșirile sale în public au fost întotdeauna prilej de spectacol. Ieri la ora 7:32 de minute seara am schimbat 100 de euro în sectorul centru. Înseamnă că la 19:32 schimbai niște bani în centru. Da, exact. Ieri, sau mai bine zis azi dimineață, la ora 4:10 noi mă duceam cu un taxi, unde cum nu știu, cred că vine mai mult. Ieri la 7:40 seara,
te-ai alimentat la o stație PECO. Straniu. Ce? Mașină două zile la reparație. Precis că veneam cu taxi. Precis? În timpul alimentării eram de unul singur. Păi dacă eu la casă de schimb valutar nu mai țin minte nimic, înseamnă că la 7:32 eram deja amețită. La ora 7 eram încă treaz. Vind că am intrat într-un bar, tot de prin centru pe undeva. Înseamnă că unde și când ne-am întâlnit? Habar nu am, dar n-am niciun bon de la casă de schimb valutar. Văd că bea? Nu, niciodată n-am băut așa ceva. Vodka? Seamnă că e al meu. Vodka? Eu niciodată n-am mâncat așa cum bea. Uite, acest local se află la un cartier distanță de casa de schimb valutar. Ieri am sărbătorit ziua Anei după serviciu. Dacă îți vorbim de misiunea economică. Cred că după asta am fost să schimb niște bani. Îți place kebabul? Da, foarte mult. La ora 3:20 dimineața am mâncat kebab. La Râșcani. Râșcani? Apropo, cred că după kebab am mers cu taxi la 4:10. La mine. Te legăm împreună. Da. E nemaipomenit. Mi-ai făcut o surpriză? Eu? Da. Restaurantul meu preferat. Am fost ele la Orhei? Fără încăunții și 3,45. 1500 lei? Da? Prezidențiale anticipate care vor fi organizate în termen de 30 de zile. Nicolas Maduro a fost învestit în funcția de președinte interimar. Profund emoționat, Maduro a promis că va continua revoluția lui Chavez și că poporul Venezuelei va fi loial idealurilor politice ale acestuia. De asemenea, președintele interimar a anunțat că alegerile vor fi organizate în scurt timp. Convoque inmediatamente elecciones presidenciales para que el pueblo de Venezuela decida quién va a ser su presidente o presidenta de la República. Vicepreședintele Venezuelei, Nicolas Maduro, în vârstă de 50 de ani, a fost șofer de autobuz și... La 1.26 am intrat în farmacie și am luat niște prezervative. La 3:20 am mâncat kebab. La 4:10 am urcat în taxi. Există totuși o problemă. Unde ne-am întâlnit? Habar n-am, hai să căutăm. Uite, la 7:40 ne-am dus la Orhei. De la 12:45 ne-am întors cu un taxi la Chișinău. Reiese că ne-am întâlnit imediat ce eu am ieșit din casa de schimb valutar și tu din bar. Înseamnă că pe la 7:32 și 7:50. Cam asta e. Deci, la ora 19:00, când știem ce trează. La ora 19:21 a chit un bon în bar. La ora 19:32 schimbi 100 de euro. La 23:45 plecăm la Orhei. De la Orhei. Intrăm într-o alimentară la ora 1 și 15 minute. La ora 3, între orele 3 și 4, mâncăm kebab. La 4:10 urcăm în taxi. Și ne trezim aici la mine.
Mergem să mâncăm? Hai să mâncăm. Ceai, cafea? Ceai. Verde, roșu, alb, negru. De fructe. Data asta a mers mai greu. Prea multe calcule, cifre, bunuri. M-am încurcat. Am te îndreptățit. Ai putut să joci mai bine. Nu era așa greu. Lasă-ne și tu, n-ai fost prea... Lasă că data viitoare o să fie mai bine. Pentru data viitoare? Eu am un scenariu mai bun.